Te mâhnești pentru soțul tău mort, îți faci griji pentru copii. Plânge zi și noapte, în sufletul tău e tulburare și întuneric, înaintea ochilor ceață și necunoscut. Îmbărbătează-te, nu te teme. Spuneți, bărbatul meu era în primul rând al lui Dumnezeu și apoi al meu. Și copiii mei sunt în primul rând al lui Dumnezeu și apoi ai mei. Dacă grădinarul iscusit smulge o floare, să știi că așa trebuie să facă. El știe pricile pentru care a făcut asta iar una dintre pricini este și aceea ca florile din jur să propășească mai bine. Gândurile tale se vor înălța de la pământesc la ceresc, sufletul ți se va lipi mai tare de Dumnezeu, Duhul îți va triumfa asupra trupului, moartea nu ți va mai fi înfricoșătoare, deșertăciunea dinainte ți se va părea vrednică de râs. Felul în care vedea această lume ca pe patria adevăratei și trăiniciei fericiri se va schimba. Așadar, câștig duhovnicesc din mai multe părți. Să știi că Dumnezeu zidește și când râmă. Pentru copii să nu-ți faci griji, fă doar ce stă în puterea ta. În ce întrece puterea ta, încredințează-i făcătorului lor și al tău. Scris este, aruncă spre drumul grijile tale și vei simți că este ușoară crucea ta. Au fost și sunt multe cruci grele asupra mamelor rămase văduve, îți voi descrie una deosebit de grea. La începutul războiului mondial, nemții l-au omorât pe un cunoscut al meu înaintea casei sale de lângă Drina, la casă au pus foc, iar pe nevastă au lungat-o de acolo, împreună cu cei șase copii mici. Au trecut de atunci 12 ani. Într-o zi pe neașteptate mi se arată în scopge un tânăr funcționar de la căile ferate și mi se prezintă drept fiul acelui prieten al meu care pierise. M-am bucurat mult și l-am întrebat cu frică dacă a mai rămas cineva în viață dintre cei șapte, la care el mi-a răspuns vesel. Suntem vii și sănătoși, slavă lui Dumnezeu! Doi suntem slujbași de stat, doi în comerț, sora mai mare măritată, iar cea mai mică împreună cu mama. Atunci a început să îmi fac o descriere via chinurilor și grozavilor îndurerate. Mersul pe jos de-a dreptul pribegie prin toată țara de la Drina la Bitolia. Și foamete, boală, frig, închisoare, nopți petrecute în gări prin birturi pe lângă drumuri. Pe lângă aceasta, frică, necunoscutul, străinătatea, în cele din urmă însă biruința și slava a fost păstrat chipul și înțelegerea și viața și credința. Ce să ți-o mai lungesc? Eu cred că luptele și biruințele acelei mame cu șase orfani sunt mai slăvite și mai frumoase ca ale lui Napoleon. Și ție îți va ajuta Dumnezeu. Nu îl uita și nu te va lăsa. Și vei birui și vei avea parte de biruință dulce în veacul veacului. Pace ție și binecuvântare dumnezească.